Bună dimineața, vagabonzii! Astăzi este vorba despre vlogul nostru aniversar de un an. Nu un an de când am început vlogul, ci un an de când ne-am mutat aici pe insulă, în Tenerife. Și vom vorbi astăzi de multe lucruri. Suntem în sud, suntem chiar pe Golden Mile aici. Am ieșit la o plimbare, vrem să luăm și mic dejunul, poate un English breakfast. Stăm astăzi prin sud până pe după masă, seara, e cald și bine. În nord la noi era norat, dar era tot cald. Da, și astăzi vom vorbi despre... Hai să vedem intropis. Păi uite-te și tu că... Ce? Astăzi vom vorbi cum suntem după un an aici pe insulă, de ce ne-am mutat pe insulă. Este așa cum ne-am așteptat, dacă așteptările noastre au fost tâmpinate sau nu. Și se văd surferii în... uite, surferii. Dar și nouă ne place foarte mult surf-ul, în special Surfshark. Nu știți ce e Surfshark? Surfshark este un VPN și ce este un VPN? Pe scurt, un VPN îți ascunde adevărata identitate în timp ce navighezi pe internet. Noi folosim Surfshark deja de câteva luni și suntem super încântați de Surfshark. De ce? Primul motiv este că putem, de exemplu, să ne uităm la filme pe Netflix din alte țări. Adică nu trebuie să mă uit doar la ce mi oferă Spania sau România sau asta. Pot să mă loghez pe Canada, pe America și văd filmele care se difuzează acolo pe Netflix. Exact. Ceea ce este genial. Și este foarte bun, de exemplu, când călătorești, ești într-o altă țară, da, și vrei în continuare să-ți vezi serialele preferate pe care le-ai văzut în țara în care locuiești. Exact. Îți oferă confidențialitate în timp ce navighezi pe internet și îți protejează datele. Îți maschează adresa de IP, astfel încât istoricul și datele tale nu pot fi localizate. Un alt avantaj dacă folosești Surfshark este că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, cum ar fi malware. Îți permite accesul la pagini web care sunt blocate pentru România. De exemplu, dacă vrei să iei bilete de avion mai ieftine. Sau, de exemplu, dacă vrei să faci rezervări la anumite hoteluri, de folosești Booking, dacă îți blochezi adresa de IP, poate altundeva găsești mai ieftin. Sau cum ar fi servicii de streaming, știi? Un alt super avantaj este că poți să-ți adaugi și membrii familiei ca și ei să fie protejați. Și noi suntem 5 și toți 5 folosim Surfshark pe tablete, pe computer, pe telefon, pe absolut orice. Ne place! Poți anula gratis la 30 de zile de la cumpărare și dacă nu ești mulțumit, îți poți primi toți banii înapoi. Așa că intră pe linkul din descriere și introduc codul meu, Vagabonds cu obiective, pentru primele 3 luni gratis. Iar următoarele 3 luni vei avea 83% reducere. No? E bun deal-ul sau nu-i bun? Tare bun. Deci, încă o dată, dacă ăia știu să se dea pe Surf, voi nu știți să dați pe Surf Shark, așa că intrați pe linkul ăsta și înscrieți-vă. Acceptați deal-ul și știți că vreți asta. Do it for you. Vom vorbi despre, cum zicea Cristina, vom vorbi despre așteptările noastre, care au fost, cum, dacă s-au împlinit, dacă suntem într-un loc în care ne-am așteptat să fim. Dacă am mai face asta încă o dată. Dacă am învățat din anumite greșeli sau dacă am face lucrurile altcumva. De ce ne-am lovit? Ce provocări am avut? Vom vorbi despre vreme, vom vorbi despre școală, muncă, despre sistemul de sănătate, vom vorbi despre multe lucruri, despre infrastructură, cum ne-am adaptat noi după un an aici, multe alte lucruri. Ia uite și pe a mea. Tu ce faci tu? Story. Ascultă mesajul ei. Exact în 26 septembrie anul trecut ne mutam pe insulă din Austria. Am stat în Viena 15 ani, pentru cei care nu știți. Și după 15 ani am mutat în Tenerife. Aș putea spune chiar la risc, fiindcă nu prea știam nimic despre insulă. Am fost în concediu aici. Cu 3 copii, da? Cu 3 copii. La o vârstă nici foarte fragedă, dar exact. Nici foarte înaintate. Suntem amândoi trecuți de 40. Am zis, bă, vrem o altă viață, vrem un alt stil de viață. Am venit cu anumite așteptări. Despre asta vrem să vorbim. S-au împlinit așteptările noastre, nu s-au împlinit, cum trăim după un an aici pe insulă, cum s-au adaptat copiii, cu prieteni, cu școală, cu tot felul, cum ne-am adaptat noi, avem viața socială, cum e cu munca și multe alte. Grazie! Și o să le luăm așa un pic treptat. Din start vrem să vă spunem că suntem îndrăgostiți de insulă. Nu facem să vă lăsăm la final, să vă lăsăm în suspans. Și suntem îndrăgostiți de insulă. Înainte să ne mutăm, eu eram fascinat să ne mutăm aici, să locuim aici, Cristina mai puțin. Dar acum ea, nu știu, să vă zic că ea, de fapt. Adevărul este că n-am vrut să ne mutăm, pentru că aveam impresia că ne mutăm și începem aceeași viață rutinată pe care am avut-o. M-am îndrăgostit și eu de insulă. Și copiii. Și simt că e locul în care mă simt cel mai bine. Da. Adică abia aștept să ajung înapoi aici. Oriunde am stat, pe unde am stat în Europa asta, pe unde am plecat, pe unde am fost, pe unde
am circulat cu munca noastră, parcă niciodată nu ne-am bucurat să revenim acasă, cum ne bucurăm să fim aici. Deci noi nu vrem să ne mutăm de aici, nu plănuim să ne mutăm, plănuim să stăm, să locuim permanent aici, dacă se poate toată viața. Nu spunem niciodată nu, că nu vom pleca, poate va trebui să plecăm, poate nu știu. Dar planul nostru este pe termen lung aici să stăm. Cum am zis, deja suntem de un an, chiar am un an aproape la zi, azi încă suntem astăzi. Suntem în 28 septembrie, noi ne-am mutat în 26. Vrem să vorbim acum despre niște lucruri. Se face referință și la vlogul. Da, avem și un vlog, o să las un link aici sus. La vlog îi spune de ce ne-am mutat în Tenerife după 15 ani de trăit în Austria. Și vlogul a fost făcut la începutul anului ăsta și motivele noastre de ce ne-am mutat, de ce ne-am așteptat noi. Poate puteți să-l urmăriți și pe ăsta, iar acum vrem să vă spunem după un an de zile dacă motivele din vlogul ăla s-au fructificat, au fost fructificate, s-au împlinit, dar vrem să vorbim și de alte lucruri. Let's dive into it. Să nu vă supărați pe noi, o să ne vină și micul dejun și o să și păpăm puțin în timp ce filmăm și vorbim, dar nu o să fie scârbos, promitem. Bine? Și nici nu te pătezi, promiți? Da. Cum este vremea aici pe insulă? Noi ne-am așteptat să avem vreme bună tot timpul, ne-am așteptat să fie soare constant, ne-am așteptat la o vreme constantă de 24-25 de grade, ne-am așteptat poate să nu plouă, să nu simțim frig, având în vedere că noi nu avem nici calorifere în apartamentul nostru, ne-am așteptat să fie mereu soare și căldură. Menționez, noi stăm în Santa Cruz, stăm în nordul insulei, așteptările noastre au fost semi-așteptat. Fiindcă stăm în nord, cum zicea Cristina, nordul, iarna, trebuie să vă imaginați că are undeva media 20 de grade, 22 de grade. Când e soare afară, și în nord putem face baie, putem ieși la plajă. Doar că în nord, la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, încep ploile de primăvară. Practic iarna, aici e primăvară, vine primăvară. Și atunci avem mai multe zile înorate decât cu soare, ca și sudul, unde suntem acum. Si, si. Hola, nuestro vlog. Vale. Deci da, avem mai multe zile cu ploaie în nord decât aici în sud. Espresso. Grazie. Es micro. Tienes un poquito de leche? Si. Grazie. Grazie. Salut. Deci avem mai multe zile cu în nord, în Santa Cruz. Oh, hola, la comida. ¿Él sabe desayuno inglés? Sí, para mí. Perfecto. Gracias. Que aproveche. Gracias. La vreme a rămas, nu, Cristina? Uh-huh. Da, vă spuneam, vremea în nord, timpul iernii cel puțin, este un pic mai instabilă decât în sud. În sud, iarna și vara ai medie zică de 24 de grade în tot timpul anului. Noi am fost în sud și am prins și 30 de grade în noiembrie, în decembrie, am prins și 25-26 la noi în nord, unde am făcut baie de în ajun de Crăciun, în 24 decembrie am stat la plajă. Deci vremea pe tot timpul anului, în general, este genială. Nu este comparabilă cu nimic din Europa. Nici cu Grecia, nici cu Malta, nici cu Funchal, care e la nord de noi. Poate cu Cape Verde, dar care este o colonie portugheză, dar nu e Europa. Super! Să arăt că știu ce e Cape Verde. Îmi place? Cam știut. Ai vrut să zici tu ceva de Kalima? Mai multă lume întreabă de Kalima dacă deranjează. Pe noi nu ne deranjează foarte tare pentru că nu suntem alergici. Am o prietenă care are un băiețel care e alergic și suferă destul de tare cât timp este Kalima, dar pe noi nu ne afectează foarte tare. Nu pot să zic că ne ia din calitatea vieții. Nici nu e ceva care e foarte des. Adică poate într-un an, 4-5 ori am prins-o noi. Și n-am prins nici ceva extrem. Nici foarte intensă. Adică se simte un pic sau se vede un pic în aer, așa ca și când stai într-o seră, dar de calimă nu trebuie să-și facă nimeni griji, vine și trece. Deci vremea pentru noi, și aici când spunem vreme, spunem și ne legăm un pic și de ocean, de plaje, de toate lucrurile astea noi nu le-am avut, n-am trăit la apă, n-am trăit la ocean, n-am trăit lângă nisip, lângă plajă. Și pentru noi asta e ceva, nici nu putem să descriem. Da, mai avem o chestie, cât de des am mers la plajă. Exact. Care ține de vreme? Foarte des.
Adică comparativ cu cât de des am mers la plajă în Austria. Mult mai des. În fiecare weekend aproape. Deci în fiecare weekend am mers undeva la baie sau la plajă sau dacă nu la plajă, am văzut plajă cel puțin de undeva. Ne place să fim lângă apă, ne place să fim lângă nisip, ne place să fim lângă ocean, ne place vremea bună. Adevărul că te și bine dispune soarele. Exact, da. Nu, n-ai cum să rămâi trist. De exemplu, am ținut ziua lui Levi pe plajă. Multe chestii. Multe chestii care poți să le faci. Am în plaja. Plaja și vremea și apa. Pentru noi a fost unul din motivele pentru care ne-am mutat. Iar după un an de zile, încă vremea ne încântă. Ne încântă și da, ne surprinde uneori. O altă așteptare care am avut-o înainte să ne mutăm a fost că am vrut să ne schimbăm stilul de viață sau să experimentăm alt stil de viață. Stilul de viață, am zis noi, mai apropiat de noi ca și persoane, ca și caracter, ca și asta, este ori italian, ori spaniol. Și am fi putut să alegem, bineînțeles, să ne mutăm pe continent, în Spania. Dar am zis, nu, hai să facem pasul, dacă tot îl facem, să-l facem extrem, extrem, all the way. Și de-aia am venit în Tenerife. Bine, adevărul că și vremea. Da. Pentru că oriunde te muți pe continent, ai un pic de friguț iarna. Și aici, la stilul de viață, am luat câțiva factori în calcul. Traficul, oamenii. De ce zic trafic? Fiindcă, fiind obișnuiți în Viena, să fii între oameni care sunt agitați, care și în trafic agitați și așa sunt capitalele, așa e orice capitale. Ne-am dorit altceva, ne-am dorit să nu fim claxonați dacă picam călcat linia continuă sau n-am făcut stânga când trebuia să fac stânga sau am așteptat mai mult la semafor. Și asta în Tenerife, într-adevăr, nu se întâmplă sau se întâmplă foarte rar. Oamenii sunt foarte relaxați, câteodată enervant de relaxați, că și asta trebuie spus. Se întâmplă într-un ritm de țestoasă, multe lucruri. De țestoasă bolnavă. Cu cataractă. De-aia trebuie să te adaptezi la stilul lor, fiindcă dacă ești un om care e pe turbo tot timpul, nu prea o să, mai ales dacă ești un om de afaceri sau un businessman care îi place să fie totul la timp, toate întâlnirile să se întâmple când așa. Vă dau un exemplu, adică eu am vorbit cu cineva care are o agenție de imobiliare mare, cu șeful, acum două săptămâna trecută și mi-a spus că îmi trimite pozele la un apartament luni, azi mier. În fiecare zi am scris, nu mi-a scris deloc înapoi, i-am dat mesaje, nimic. Probabil că o să-mi scrie peste o săptămână sau așa. Cam ăsta e stilul. Oamenii sunt super relaxați și este o mentalitate de genul, sunt pe insulă, unde mă grăbesc? Ce pot să faci? Adică... Cred că este o mentalitate de genul, las pe mâine, poate mâine nu mai trebuie. Încă după un an, ne-a plăcut la început foarte mult stilul ăsta relaxat. Încă ne place, dar avem un pic așa, noi fiind niște persoane mai turbo. Nu neapărat turbo, dar suntem obișnuiți să fim într-un sistem în care lucrurile se întâmplă. Adică te poți pasa pe un cuvânt, te poți pasa pe un program, pe un orar, pe niște ore și de multe ori nu se întâmplă chestia asta aici. Atunci ne frustrează un pic. Dar, într-adevăr, avem o viață mult mai relaxantă și ca în Austria și ca în România. Și traficul, foarte rar am prins ștauri aici. Oamenii sunt foarte, foarte de treabă. Fie că am vorbit cu polițiști, fie că am vorbit la instituții publice, cu doctori, cu medici, la școală, restaurante, comerci. Peste tot oamenii sunt super de treabă, super prietenoși, zâmbesc tot timpul. Sunt gata să te ajute de fiecare dată când ai nevoie. Asta e mare lucru. La stilul de viață putem să adăugăm și chestia asta de evenimente, de... Da. Lucruri se întâmplă și nu ne-am așteptat. Nu ne-am așteptat. De chiar așa multe. Și se întâmplă mai multe de când s-a gătat cu pandemia. Asta e adevărul. Adică exact. Și auditoriul are săptămânal tot felul de reprezentații sau concerte sau teatru, operă. Carnavalul a avut loc, va avea loc iarăși în februarie. Da, sunt multe lucruri care se întâmplă și ei, ca și oameni, sunt foarte outdoorsy. Stau foarte mult afară, deci petrec mult timp afară, vezi oameni alergând, vezi oameni pur și simplu plimbându-se pe stradă pentru că le permite vremea. Și te motivează și pe tine, practic, să fii un pic mai sportiv, să ieși. Să ieși, exact. De. Și chiar asta este un lucru pe care ne l-am dorit, da, să ieși mai mult afară, exact. Să petrecem mai mult timp afară. Să fim mai activi, ei sunt activi și câteodată chiar sunt activi nocturni, adică restaurantele și barurile sau toate terasele se umplă după ora 7.
cam așa, chiar și nord, care nu este turistic. Deci, da, stilul de viață în continuare ne încântă. Încă... Și mi se pare că ni se potrivește, da. Sincer. Mi se pare că, comparativ cu Austria, chiar este un stil de viață care e pe... da, da. Făcut mult pentru noi. Dar pentru noi stilul de viață este genial aici. E altceva. Un alt motiv pentru care... sau care l-am luat în considerare când am zis că ne mutăm aici, este limba. Și anume faptul că vom învăța o nouă limbă. Am avut așteptări să învățăm în jumătate de an. Da, precizăm. Noi nu ne-am uitat la telenovele și nici nu ne vom uita, deși nu cred că ne-ar prinde rău, dar în ce privește limba și în ce ne privește pe noi doi, pentru că copiii sunt în altă categorie. Deja. Copiii turuie. Da, după așa? 4 luni a început să turuie spaniolă. La capitolul spaniolă suntem... Big fail. Big failures. 30% dacă am învățat într-un an. Iar eu 15%. Da. Asta este că... Na, încă vorbim și la lucru când lucram și eram angajat, vorbeam toată ziua în germană sau engleză. Exact, nici nu petrecem foarte mult timp cu spaniol, din păcate, și asta se simte. Se simte mai ales la, prin comparație la copiii noștri care petrec timp și au învățat foarte repede. Încă un lucru e aici, vorbesc dialect, ceea ce face pentru noi să fie și mai complicat, pentru că este dialect și vorbesc super repede. Și nu vorbe, nu spun nos, dos, spun no. Da, nu vorbesc, nu pronunță pe S. Atunci multe cuvinte trebuie să vedem exact, bă, dar ce-o zis. Într-un final o să învățăm și pe asta. Ne va lua mai mult decât am așteptat, dar o să învățăm, chiar dacă nu ia 2-3 ani. Da, și eu cred în noi, să știi. Ah, uite surferi. Hai să vorbim despre școală și despre copii, integrarea lor. Deși școala nu este un motiv pentru care ne-am mutat, vrem totuși să povestim puțin despre școală și despre cum s-au integrat copiii, cât de repede au învățat limba. Aici nu mă bag, că nu m-am prezentat. Cristina știe ce s-a întâmplat cu școala. Cum este sistemul școlar comparativ cu cel din Austria, actele necesare. Înscrierea copiilor la școală a fost destul de ușoară. Eu am făcut astfel, am fost la școala cea mai apropiată de noi și am fost cu povestea, avem trei copii, ne-am mutat aici din Austria. Ce fac? Vreau să înscriu la școală. Mi s-a dat o listă cu actele pe care trebuie să le aduc și cel mai important pentru ei a fost să aibă carnet asigurare. Asigurare de sănătate. Am făcut asigurarea de sănătate, i-am dus la școală, nu le-au trebuit diplome, nu mi-au trebuit certificat de naștere, cel puțin în Santa Cruz. Pașaport, în schimb, pașaport și certificat de sănătate a fost foarte important. Aici se înscrie în funcție de anul nașterii, au un tabel și se încadrează. În cazul în care nu fac față anului școlar, se va repeta, nu e nicio problemă, nu e nicio rușine dacă repeți aici. Mie mi se pare că a mers foarte ușor cu înscriere la școală. Nivelul de educație nu mi se pare foarte, foarte ridicat. Mi se pare că fac foarte puțin în școală. Nu știu cum se va simți asta pe viitor. Zici și tu ceva. Ceva. Da, mi se pare și mie sistemul de învățământ slăbuț, comparativ cu Austria. Da, dar știți cum e. Dacă un copil vrea să învețe, va învăța, indiferent. Exact. Ce mi se pare mie, că nu sunt foarte provocați așa copiii să... Da, și nu prea au activități extracurriculare. Merg la școală și atâta. Da, își fac temele la școală, vin acasă și ia să afară, da. Da, asta e sistemul public de învățământ. La sistemul privat e altă poveste, acolo, din câte știm noi de la prieteni, se fac mai multe lucruri, se investește mai mult în copii, dar în sistemul public și Tania, de exemplu, nu merge la un liceu rău. Adică nu e un liceu bun, bunicel. Cum s-au integrat copiii? Începutul nu a fost ușor, trebuie să zicem, chiar nu a fost deloc ușor. Nici lor, nici nouă. Cu plânsete, cu... Vrem înapoi, vrem la prietenii noștri înapoi în Austria, de ce ne-ați adus aici, nu ne place, etc. Și asta și pe noi ne-a făcut să sufrimiento. Dar până la urmă s-au integrat. Cred că a fost foarte important să învețe limba, pentru că dacă nu înțeleg nimic, nici nu pot comunica, se simt și destul de excluși și chiar le place. La acum le place la maxim, nu s-ar mai muta de aici. Am fost 2 luni pe continent cu ei, Austria, România, primele 2 săptămâni au plâns. Plânsete că vor înapoi, că nu mai suportă, că... Deci le place foarte mult aici, le plac prietenii, le place limba, le place tot. Un lucru pe care vreau să zic, școala nu oferă foarte multe chestii extrașcolare, dar există activități pentru copii foarte multe. Munca. Hai să vorbim despre joburi, despre piața muncii, despre cum am găsit eu de lucru. Înainte să venim aici,
noi am venit cu un buget și nu ne-am făcut prea multe probleme de bani. Am zis că oricum un an jumate trăim din bugetul ăla. Dar socotarea la casă nu pușcă cu aia din târg. Am ajuns aici și banii s-au dus destul de repede, dat fiind faptul că noi am și plătit chiria pe un an. Am început să-mi bag CV-uri. Îmi băgasem CV-uri deja din Austria, dar aici am forjat un pic în prima lună, iar în la sfârșitul octombrie deja mă angajam cu acte de muncă în regulă, în Spania. Ce vreau să spun este că nu este imposibil să-ți găsești de lucru, mai ales în domeniul ăsta IT, dacă știi anumite limbi. Se caută și eu am găsit foarte multe oferte de muncă și săptămânal intră pe LinkedIn. Acolo mi-am băgat, de acolo m-au contactat foarte multă lume. Și acum de cam o lună îmi caut și am aproape câte 2-3 interviuri pe săptămână. Lumea caută vorbitori de limba germană. Și chiar și Cristina a fost contactată de o firmă din România și va avea și ea un interviu să lucre pentru o firmă din România, dar tot în germană. Tot suport IT pentru o companie de zbor. Deci nu este imposibil. Chiar și dacă știi, nu știu, franceză sau portughez, spaniol, engleză. Ideea este să vă băgați CV-uri. Veți găsi și nu e neapărat nevoie să ai la suport IT sau customer care, cum zic ei, nu e neapărat nevoie să ai experiență, pentru că faci o școlarizare. Ideea este să știi să lucri pe calculator cât de cât și să știi o limbă în plus față de română. Fiindcă pe română, deși cunosc și avem un prieten care și-a găsit job în suport, în IT, în română. Adică vorbește în română în fiecare zi la telefon. Nu este imposibil. Pe partea asta la altă, în Nord nu prea găsești joburi. Piața muncii nu este foarte dezvoltată în Nord, iar dacă nu știi spaniolă, ești praf, adică ei nu vorbesc engleză, nu vorbesc alte limbi în Nord. În schimb, în Sud, dacă ai lucrat în Horeca sau dacă ai fost barista sau kelner sau ceva, a doua zi îți găsești de muncă. Mai ales acum, după corona, s-a redeschis iarăși tot. 2022 a fost anul, a fost încasările și încasările din turism mai mari ca în 2019, înainte de corona. Deci lumea circulă iarăși, vin pe insulă, sunt bani. Deci în turism găsești. Ca și business, dacă vrei să-ți deschizi un business, în Nord n-ai ce să faci. În Sud, în schimb, dacă ai niște bani și vrei să-ți deschizi ceva și asta sunt oportunități, dar din nou, trebuie să te interesezi dinainte, trebuie să vezi un pic. Aici este foarte multă lume, în tot timpul anului. Este foarte turistic. Și acum este plină plaja asta, care e o plajă mică, El Camison. Asta este pe partea joburilor de muncă. Mă mai întreabă lumea, găsesc ca șofer de tir, găsesc ca nu știm să vă spunem dacă găsiți în domeniul ăsta. Poate că găsiți. Foarte important este să veniți cu lecțiile făcute. Și aici mă refer și la limbă. Noi am venit fără să știm limba, dar dacă știți că vreți să vă mutați aici, învățați limba înainte. Credeți-mă, vă va ajuta mult mai mult decât ne-a ajutat pe noi. Apropo de limba, cum am văzut, dar noi cam așa funcționează. Mergem într-un loc, ne scriem în Google Translate, traducem, învățăm cât de cât pe de rost. Mergem și ne spunem poezia. Ca și piața muncii nu se compară cu Austria, cu Germania, cu Franța, cu Italia, nu se compară, adică nu, mult mai slabă. Dar, pe de altă parte, și taxele aici sunt mai mici. Aici avem 6,5 sau 7% TVA-ul. Da. Deci piața muncii nu este super dezvoltată, în Sud găsești mai rapid de muncă, și mai mult, mai ales în zona asta de turism și restaurante, cafenele, în Nord mai puțin, dar totuși găsești și în Nord, în IT, de exemplu, dacă știi o limbă. Asta e un avantaj. Dacă știi o limbă în plus, mai ales dacă știi germană, deci eu nu cred că nu găsești de muncă. Dacă vrem să găsim și să muncim, da, trebuie să căutăm, fiindcă și acum competiția e mare, vin tot mai mulți pe insulă, care știu anumite limbi germane, tot mai tineri. Și atunci, vin nativi, adică vin nemți. Da, vin nemți care vorbesc, exact. Și competiția este mai mare, dar nu este imposibil, fiindcă neamțul are altă mentalitate. Dar de ce să lucru eu pe 1300, pe 1200, să stau tot la telefon? Eu am venit aici să mă distrez, să nu știu ce. Și atunci e tot caut. Cam asta este despre muncă. Mai sunt și alte lucruri, dar trebuie să ținem vlogul ăsta în niște parametri normali. Ne-am așteptat să fim mai activi, ne-am așteptat să fim mai mult afară, ne-am așteptat să petrecem mai mult timp cu copiii și să avem activități în fiecare weekend. Da, pot să zic că le-am bifat și pe astea. Chiar am stat foarte mult afară, am făcut drumeții, am ieșit la plajă. Din punctul ăsta de vedere, viața noastră s-a schimbat pentru că, repet, vremea îți permite să faci asta cam tot timpul anului. Activități cu copii. Acum trebuie să și înțelegem, sau să și noi să înțelegem, avem doi copii care sunt tineri.
14, pe 15 și 12, pe 13. Adică merg pe vârsta asta. Ei nu mai au chef să iasă cu noi. Adică nu mai au, au prieteni deja, ies cu prietenii. Deci, din punctul ăsta de vedere, și copiii au activități. Adică Tania în fiecare zi afară. Merge la baie, merge cu prietenii, merge la cineva acasă, stau la piscină. Dar da, ca, din punct de vedere al activităților, suntem mult mai mult afară. Ieșim până la ocean, de acasă, ne facem o tură pe malul oceanului, ne întoarcem acasă, deci ieșim mult mai des. Insula asta chiar îți oferă foarte multe oportunități de a fi activ, de a face ceva. Clar că și Austria ne oferea lucrul ăsta, dar în Viena era un pic mai greu și din cauza la distanțe. Bine, și în Austria se oprește iarna. Da, iarna mergi la ski. Aici e altceva. Suntem mai activi și fac o paranteză. Ne spune lumea și ne-a mai spus și nu-i prima oară când o auzim, că arătăm altcumva când suntem aici față de cum eram în, când eram în, acum am fost 3 luni aproape, am stat în Austria și în România, și la față, și la mimică, și la energie, la entuziasm, și asta ne, asta vedem și noi. Suntem mult mai extrovertiți aici. Da, nu? Și, și pentru noi și ăsta e oarecum un barometru, să ne, să ne măsurăm puțin gradul ăsta de acomodare aici. Adică de aia mi se pare că ne simțim mai bine aici și da, comparativ cu cum arătăm. Hai să vorbim de cheltuieli. Cât cheltuim aici? Pe chirie și pe cheltuielile de bloc cheltuim la fel cum am cheltuit și anul trecut. Mm. Adică avem aceeași chirie, nu ni s-a mărit. Chiar la curent ne-a luat 98 de euro. Adică noi plăteam 121 de euro pe lună curentul înainte de să plecăm în, pe continent, înainte de toate scumpirile astea, plăteam 121 pe lună. Acum luna asta am plătit 98 de euro. Deci am plătit 20 ceva de euro mai puțin. Mm-hmm. Dar atât avem cheltuieli. Avem plătit curentul și chiria. Chiria plătim 950 de euro pe un apartament de 3 dormitori, o sufragerie, două băi, bucătărie plus garaj, destul de mare, destul de central. Patru dormitoare, că și Sofie doarme singură în... Da, patru dormitoare am zis. Ai zis trei. Păi și nu-s trei. Dacă 1, 2, da, 4 dormitoare, așa e. Deci un apartament mare și plătim 950 de euro, chiria nu ni s-a mărit, la fel o plătim în continuare. Cheltuieli avem, v-am zis, avem, plătim acum toate cartelele la abonamentele la telefon plus internetul 55 de euro. Plătim apa vreo 60 de euro pe an. Ce mai era, Cristina, tu știi, mâncarea? Mâncarea, da. Mâncarea s-a scumpit și aici. S-a scumpit. Eu aș zice undeva la 15% s-a scumpit, nu foarte mult. Adică 15 până în 20, na, 20 nu. Între 10-15% s-a scumpit și aici mâncarea. Deci ca și cheltuieli pe lună cheltuim ca pe mâncare undeva la 450-550 de euro. Restaurantele mi se pare că au rămas la fel. Unele, clar, fiindcă am băut cafea cu un euro. Noi mâncăm mai mult acasă, exact. Nu mâncăm foarte mult la restaurant. Încă aici pe insulă, după un an de zile, așteptările noastre sunt fructificate și din punctul ăsta de vedere al cheltuielilor. Benzina pe noi plătim acum în medie 1,20 euro. 1,20 euro, câteodată chiar și mai puțin. Și când ieșim afară undeva, am ieșit și am mâncat, toți am mâncat cu 32 de euro. Uh-huh. Cu prăjitură, cu desert, cu foarte bun. La restaurant. Se poate încă trăi foarte bine. În general, să știți că nordul este mai ieftin ca sudul aici. Cam asta ar fi cheltuielile. Aș spune că noi cheltuim pe lună undeva la cu tot cu chirie 950, 1000, să zici toate cheltuielile astea, plus mâncarea 1500, 1600, maxim 2000, 5 persoane. Deci hainele, eu am aceleași haine care le-am avut de când ne-am mutat, nu mi-a luat nimic în plus. Cea mai cumpărat sunt cărți, au fost cărțile lui Levi, la Sofie și la Tania văd că n-au trebuit să cumpărăm, și alea au fost 200. 15 euro abonamentul de bus pentru Sofie. 60 de euro ne plătim abonamente la sală, amândoi. Da, cam astea sunt cheltuielile. Deci nu avem alte cheltuieli în plus. Și ce mai ieșim prin oraș, dar asta nu e ceva, 200-300 pe lună. Deci undeva la 2000 de euro cam așa cheltuim noi aici pe 5 persoane. Următorul punct pe lista noastră este mâncarea. Și a fost pe lista noastră. A fost pe lista ce ne așteptam de fapt. De așteptări. Și cum e după un an? După un an pot să spun că avem aceleași obiceiuri culinare. Nu ne-am schimbat. Pentru că eu cred că e și foarte greu să te schimbi la o anumită vârstă când ești obișnuit să mănânci într-un anumit fel. Ce vrea să zică Cristina este că am cumpărat prea puțin pește, prea puține fructe de mare ce se mănâncă, am făcut prea puține dish-uri din astea ale lor locale, deci am rămas cu lucrurile care le știam noi, exact. Și cumpărăm cam aceleași lucruri. Nu prea pot să zicem că ne-am adaptat stilul de a ne hrăni după stilul canariot. Deși mâncăm foarte multe fructe. Da, asta da. Mâncăm fructe.
fructe, fiindcă sunt bune și ieftine. Exact. Și le luăm din piață unde sunt altă calitate. Este altă calitate. Și ce am făcut mult mai des ca în Austria e zacuscă. Da. Deci zacuscă facem la greu. Facem zacuscă în fiecare lună, aproape, fiindcă vinetele sunt ieftine, ardeii sunt ieftini. Și chiar săptămâna asta vă face un vlog cu rețeta de zacuscă. Da, facem. Ca și mâncare, în continuare suntem foarte fascinați de prețuri. Suntem. Dar noi comparăm cu Viena și prețurile sunt bune aici, în continuare. Dar nu putem să spunem că am adoptat un stil culinaric canariot. Culinar, dar este și greu să schimbi obiceiurile culinare, nu este așa simplu. Și când mergem la restaurant, de obicei mâncăm cam ce știm. Eu ce am mai mâncat și asta este caracatiță. Caracatiță și da. Am mai mâncat și eu ton. Da. A zice că undeva așteptările s-au îndeplinit 50-50, dar nu din cauza lor, din cauza noastră, fiindcă noi nu ne-am adaptat. Când ne-am mutat pe insulă, am făcut un research legat de infrastructura insulei și cum se dezvoltă insula. Hai să vedem cum e după un an. Oarecum așteptările noastre au fost fondate. De ce vă zic asta? De exemplu, și pe autostradă am văzut că se construiește. S-a construit, de exemplu, în zona de Las Chafiras, un sens giratoriu care fluidizează traficul. Se va construi un traseu din asta de MotoGP în sudul insulei. Bine, zona de agrement din Santa Cruz. Da, se va face unde sunt acum stațiile alea, acolo, petrol sau așa, în Santa Cruz, alea au început să fie dezafectate și se va construi o zonă din asta super mare de agrement. Am umblat mult și am circulat cu autobuzele și infrastructura funcționează. În nord, cel puțin, este și tramvai și sunt busuri. Plus că de luna asta sau luna trecută, toate abonamentele la mijloace de transport în comun în nord, nu știu în sud, au fost reduse la 50%, deci plătești mult mai puțin. Distanțele, iarăși, distanțele mici. Cum simțim asta după un an? E super! Deci vreau să vă zic, fraților, că noi umblăm foarte mult pe jos. Da, da. Mașina stă în garaj de obicei și o scoatem doar când venim aici în sud sau când mergem undeva la Teide. Distanțele sunt mici și uite. Cred că ăsta e avantajul nordului, pe sudul. Da, sudul fără mașină nu prea e. Da, pe asta zic. Noi am venit, de exemplu, în sud și am făcut 50 de minute de la noi. Da. De-aia zic, și asta e super. N-am avut trafic de dimineață și am plecat pe la 9, 9 și ceva. Iarăși legat de infrastructură se construiește iarăși pe partea de nord o un fel de autostradă care unește cu aia de sud, care e în construcție. Am văzut tunelurile când cobor de la Masca. Și când vorbim iarăși de infrastructură, nu putem să nu vorbim și de frumusețea insulei. Ideea este că ajungi la locuri frumoase cam peste tot pe șosea. Sunt foarte accesibile. Și cu bus ajungi. Gândiți-vă că la Benicio, pe partea în nord, este un drum, uite așa merge. Mie mi-e rău când conduc acolo și totuși busul merge până acolo. Este stație de bus, busul merge. Deci merg aici busurile. Bine, pe toate. Și la Masca, nu? Da, da, și la Masca, care este în drumul, practic la un moment dat, drumul poți să întinzi așa mâinile și să le atingi de la stânga la dreapta. Așa de îngust e, dar busul merge. Insula asta e foarte, foarte frumoasă și cred că de asta și infrastructura e bine pusă la punct, că poți să vizitezi toate locurile astea. Legat de infrastructură, aș vrea să mai spun ceva. După aceste două luni pe care le-am petrecut în Europa, am putut compara mult mai ușor viața noastră de aici. Chiar că. Am putut compara prețurile, am putut compara stilul de viață și... Și chiar legat de infrastructură, cât vreme am petrecut noi și în Germania, și în Austria, și în Olanda, în ștauri. Lipsa internetului, care iarăși... Da, internetul merge foarte ok aici, e foarte bun. Sunt chiar și Digi, noi avem Digi acum, peste tot este fibră optică. Tocmai și din cauza că sunt tot mai mulți care lucră pe insulă, rămas digital sau în IT. Deci putem să vă dăm un feedback, foarte accurate, foarte exact, din cauza că noi iunie, iulie și jumătate din august am stat în Austria, în România, am circulat prin Germania, Olanda, pe unde am mai fost și la nivel de distanțe, timp și așa, nu se compară insula asta. Asta a fost la capitolul infrastructure. Uite la asta fibră. Sistemul medical nu ne-a dezamăgit. Bine, nu știam noi prea multe despre sistemul medical înainte să ne mutăm și n-am avut așa multe așteptări, să zic. Bun, dar ce știam este că este asemănător cu cele din Austria, da, că ai o asigurare care îți acoperă destul de multe lucruri și într-adevăr așa este. Nu am abuzat de sistemul medical pentru că din fericire am fost și sănătoși, dar eu, de exemplu, acum
două săptămâni am fost la medicul de familie și i-am spus că sunt obosită și vreau să fac niște analize și mai am o problemă. Am aici așa o gâlmă care trebuie operată. Are Tesla, așa îi zice Tesla. Numele academic al acelei gâlme. Doctorița rapid mi-a dat o trimitere la ceva, la o următoare investigație. Mi-a făcut o trimitere pentru analizele medicale. Deci mi se pare că merge totul destul de fluid. Și încă un lucru, încă suntem asigurați. Dar ce vrea să zic, Cristina, că eu am o... Când eram angajat, eram asigurat și eu am crezut că după ce îmi dau demisia, asta a fost în iunie, nu vom mai fi asigurați. Mare ne-a fost surprinderea când am fost la doctor și noi toți încă suntem asigurați. Da. Toată familia suntem asigurați. Și am aflat că în Spania, dacă ai muncit și dacă ai avut asigurare medicală, ești în continuare asigurat. Deci poți să beneficiezi de sistemul public de sănătate. Iarăși eu am fost, de exemplu, să îmi scot niște alunițe și chiar comparam, fiindcă mi-am scos vreo 20 de alunițe, ceva de genul ăsta. Nu, nici nu mai știu, între 15 și 20 de alunițe, mi-am scos cu 150 de euro. Iar un prieten de-al meu din Viena a zis că l-a plătit pe două alunițe sau pe trei alunițe ca să îi le scoată 150 de euro. Am fost să-mi facă, eu am foarte mult de lucrat la dinți și am fost să-mi facă un preț și prețurile sunt bune și am fost la un dentist care cred că e destul de scump în Santa Cruz, fiindcă m-am dus după review-uri. Prețurile sunt bune, adică comparativ aproape cu cele din România. Noi comparăm iarăși cu Austria. Și sistemul medical, și eu am avut probleme la rinichi și așa. Și am avut și corona și deci am fost la ei și totul merge strună, chiar dacă poate anumite spitale par mai învechite, dar cu toate astea suntem foarte mulțumiți de sistemul medical. Hai să vorbim puțin despre viața socială. La capitolul ăsta nu am avut așteptări, fiindcă fiind o familie de 5, suntem autosuficienți. Da. Ne-am întâlnit cu niște fani din Anglia, vă dați seama, pe canalul nostru de engleză, care vor să se mute aici și de asta am oprit un pic filmarea așa brusc. De parcă ei știu că am întâlnit. Hai na, le zicem. Viața socială. Bă, avem! În ultimul timp chiar avem viața socială, nu ne-am așteptat la asta. Am avut și o întâlnire cu românii de pe insulă, care a fost super și îl vom repeta. Ne-am făcut prieteni noi. A durat ceva, deci nu s-a întâmplat din prima. A durat ceva. În schimb, nu prea avem prieteni spanioli. Nu am reușit să avem performanțele astea, dar ne bucurăm de prietenii care avem și care ni facem. Fie că-s români. Cum vă ziceam, acum ne-am întâlnit cu o familie din pe lângă Wessex. La Cheddar. De la Cheddar, da. Unde e Cheddar Cheese. Super faină, super pe vibe-ul nostru. Vor să se mute aici, ne mai întâlnim, vin la noi acasă săptămâna viitoare. Deci e bine să-ți fii un om social, să nu te închizi, să nu te izolezi. Bine să-și iei inițiativă, să nu exact. Fii închis. Să fii proactiv în a căuta relații și că nu știi niciodată cum beneficiezi de informații noi, chiar și de relațiile astea. Da, deci viața noastră socială începe să fie tot mai ok, tot mai bună și ne bucurăm de asta, ne bucurăm de fiecare întâlnire, chiar și cu voi care mai veniți pe insulă și ne căutați și poate sunteți în nord sau poate suntem noi aici în sud. Ne-am întâlnit și cu unii din voi când ne-ați scris și ne vom întâlni în continuare. Nu ne-am așteptat, n-am avut așteptarea asta de viață socială, cum a zis, suntem autosuficienți, că suntem 5, dar o avem. Iarăși o chestie care ne-a surprins aici, după ce ne-am mutat, după ce am devenit rezidenți, pe care n-am știut. N-am știut-o, a fost că am primit o reducere de 75% la toate mijloacele de transport în comun. Pentru noi, din cauza că în vară am zburat mult, am călătorit mult, încă călătorim, că mai avem nunți, este genială treaba asta, din cauza că uneori economisim foarte mulți bani când zburăm. Zburăm către Spania cu 75% discount, mai ales acum când s-au scumpit biletele. Zburăm cu vreo 20 de euro până în Spania, după aceea dintr-un aeroport din Spania gen Mallorca sau Barcelona, zburăm cu 40 de euro în Viena și după aceea tot așa înapoi. Pentru noi reducerea asta, noi am folosit-o din plin anul ăsta și ne-a salvat câteva, aș putea spune chiar și 1000 de euro, poate chiar mai mult. Am economisit și ne-a prins bine. Hola! Hola, ¿qué tal? Toate mijloacele de transport în comun. Plus că mai avem niște reduceri la muzee, deci da, mai sunt și așa reduceri, poate unspoken, nespuse. Cam asta a fost vlogul de azi, legat de un an aniversar al nostru pe insulă, aici în Tenerife. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le scrieți. Exact. Poate sunt lucruri la care scrieți-le în comentarii. Așa cum v-am obișnuit, noi răspundem cam la fiecare comentariu. Noi vă mulțumim, vă pupăm. Și vă îmbrățișăm. Nu uitați să ne lăsați și nouă un subscribe, un like. Asta e pentru algoritmul YouTube. Dacă ăia știu să se dea pe Surfshark, voi nu știți să dați pe Surfshark, așa că intrați pe linkul ăsta și înscrieți-vă. Acceptați deal-ul și știți că vreți asta. Do it for you. Vă mulțumim!
Hai, ne vedem! Pa, pa! Pa.